Bun. Declarație așa consilierul prezidențial Leonard Orban, care a declarat că administrația prezidențială nu și-a modificat poziția referitor la numărul de migranți pe care poate să integreze. Am auzit și pe liderii UDMR vorbind la fel despre structuri, despre ședințe. Dar luați, bă, odată deciziile astea. Nu, nu, trebuie să vorbim, să vedem la modul structural. Pe ce faceți toată ziua la serviciu? Întruniți-vă, stați de seara până dimineața, de dimineața până seara și rezolvați problemele. Da? Cine să vi le rezolve dacă nu voi? Asta e doar așa, încoată vă spun. Nici 15 minute nu stă în picioare. Chestiunea asta în fața unor oameni care au decis deja. Nu să le explicați voi ălora că la noi nu se poate. Noi nu ne permitem mai mult. N-are absolut niciun motiv. Că alții au strigat înainte, britanici, danezi. Sigur, negociază fiecare nivelul de trai și nivelul de demnitate pe principiile lui. Sigur, noi nu ne-am băgat la astea. Noi n-am avut niciodată tupeul ăsta. Iarăși discuția aia revine permanent cu Schengen, că să încercăm să tocmim cumva acum, primim niște refugiați, dar să ne băgați în Schengen. Nu-i momentul de negocieri. Nu-i momentul. Dar important este că lumea vede. Și dacă te vede disponibil, te vede cu inima deschisă în momentul ăsta, o să spună despre tine peste timp. Te bă, românii ne-au ajutat atunci. O să zică Juncker sau un altul. Te bă, au fost corecți, n-au impus nimic, n-au cârâit, i-au luat pe aia acolo, ei nu vreau să se ducă, ei tot i-au primit. Păi nu se spune că suntem atât de ospitalieri. Să-i primim toată cu sărmăluțele alea de pomană electorală. Să-i primim cu țuiculița, să-i primim cu mămăliguța, să îndrăgostesc ăștia de mâncare românească, nu mai pleacă unul. Da. Cu toate astea ale noastre tradiționale, cu holdele, cu sondele, cu livezile, cu delta. Uite să ne facem și noi un pic de propagandă așa, dacă n-am reușit altfel. Cu litoralul nostru extraordinar, cu peștele nostru proaspăt, cu peștele nostru prăjit, da? Cu tot ce avem mai bun, cu fetele noastre frumoase, dar de ce nu? Ce? În anii 90 când veneau arabii și se îndrăgosteau de români, ce nu era la fel? Uite, acum o să vină tot așa. Da, sigur, poate sunt un pic mai puțin înstăriți ăștia, dar care-i problema? Nu sunt tot oameni?